Ascult podcastul Flux. Următoarele minute reprezintă un extras din prelegerea pe tema singurătății în epoca socializării, pe care părintele Francisc Doboș a susținut-o în cadrul unui eveniment Flux. De la această singurătate negativă suferită, cum facem transformare? Cum scăpăm de ea? Aici mă gândesc că se amintea mai devreme probleme legate de somn. Am avut acum câțiva ani, vreo 2 ani, dar în depresie. Și, atenție, eram atât de înrădăcinat în credință, știam să mi le explic, când te lovește și nu știi de unde vine. Și când nu dormi, câte oi poți să numeri? Pentru câte luni de zile? În ideea. La fel și cu singurătatea. Cât poți să o duci până să nu te distrugă? Singurătatea să o recunoști. Și să nu-ți fie frică. Așa ca orice altă problemă a vieții noastre. Întâi de toate să o recunosc. Să nu mai pun masca. Nu neapărat față de alții, față de mine. Să nu mai folosesc umbra, adică ostilitatea. Nu neapărat față de alții, față de mine, atunci când nu mă accept, când nu accept situația. Când doresc să o rezolv, dar de fapt mă adâncesc în ea. E ca acel... mă consum pe interior. Când încep să mă împrietenesc și de fapt să mă împrietenesc ca să stau de vorbă cu singurătatea negativă, pentru mine e o asemăn cu altceva. Ceea ce am câștigat în ultimii ani, împreună cu voi, cu creștini de alte denominațiuni, cu creștini evanghelici, baptiști, penticostali, adventiști. Atunci când eu, când m-au învățat, uite ce zic despre, când m-au învățat să țin, să ridic umbra și să pun masca și să folosesc ostilitatea. Sunt periculoși, trebuie să te aperi. Poate doar pe noi ne-au învățat. Nu e adevărat că m-ar fi învățat așa, dar tendința. Tendința este aceasta, că celălalt e un pericol, că celălalt nu e ca tine. Și numai întâlnindu-ne, se descoperă în celălalt chipul uman al lui Dumnezeu, dar de asemenea și divinitatea prezentă în acel chip. Și se îndepărtează prejudecăți, multe prejudecăți. Lucrul acesta nu este doar interconfesional. Sunt Doboș, nu tort, dar nu știu o boabă din limba mea. Câteva lucruri știu. Dar mi-au trebuit mulți ani și puțin prieteni ca să mă eliberez de această povară că ungurul e dușmanul meu. Întâlnirea. Întâlnirea cu persoane reale. A, că există probleme. Că au existat. Că uite cum ne-au tratat. Reciproc. Între unguri și români. Între penticostali și... asta poate fi vorba între aceiași baptiști și baptiști, între aceiași catolici și catolici. Cât timp vom scoate halebarda? Singurătatea. Până nu stăm de vorbă, așa cum nu stăm de vorbă între noi, vom continua doar să ne apărăm, pentru că vom asculta doar
doar argumentele singurătății, adică atunci rele. Până nu stăm de vorbă cu partea cealaltă, ajungem să nu ne cunoaștem. Și de fapt nici nu mă convertesc pe mine. Cred că văd totul. Și de fapt nu este adevărat. Văd o parte. Văd doar partea mea. Să ajung să mă întâlnesc cu acea singurătate negativă fără să o refuz. Nu mai refuza să o vezi, să-ți dai seama că e acolo. Să nu mai refuz să recunosc că am probleme. A, aici nu e un curs de psihologie. E un curs de întâlnire cu Dumnezeu. E un curs de întrupare. De întruparea acelui cuvânt cu care ne hrănim zilnic, al Scripturii, care vrea carnea mea ca să se întrupeze. Nu vrea doar versete. Nu vrea doar foi. Vrea suflul meu. Pentru ca eu să trăiesc. Și de aici pleacă. Avem nevoie de acel somn odihnitor, de acea singurătate binecuvântată. Când singurătatea suferită, aceea negativă, nu știu cum se întâmplă, când vine, când e nevoie să... Când mă voi căsători, când mă voi însura? Și tocmai pentru că e acea neliniște, mulți ajung să... Ei, 40, 30, 25, deja e târziu, adică ani, mă refer, nu știu. Trece vremea. Și atunci, pentru a grăbi, fac alegeri greșite. Și tocmai pentru că mi-e frică să fac alegeri greșite, pentru că am văzut ce se întâmplă, nu le fac. Nu risc. Nu ies la înaintare. Nu mă întâlnesc, pentru că uite cum e generația aceasta. Să recunosc singurătatea atunci când vine. Și atunci când îmi bate inima sau când se transformă în panică, să stau de vorbă cu ea, să stau de vorbă cu mine. Și aici nu mă refer doar la singurătatea, la singurătatea tuturor categoriilor de care am amintit. Persoane, bărbați și femei care nu și-au găsit partea, nu și-au găsit jumătatea. Acelor care și-au găsit-o și trăiesc singuri. Acelor care l-au ales pe Dumnezeu cu bucurie și mai apoi nu știu să ducă mai departe, așa cum nu știu să ducă mai departe cei căsătoriți, unii, când nu reușesc să pună focul lui Dumnezeu în viața lor, sau cel consacrat, preot sau călugăr, să nu știe să recunoască rugul arzător în propria viață. Acel Dumnezeu care îl arde, dar nu îl consumă. Acea iubire, acea sete de viață care să vă ardă, dar să nu vă consume. Binecuvântata singurătate, când din negativă se transformă în pozitivă. Când avem nevoie de ceea ce Vlad spunea în introducere, trăim din singurătate pentru a-L asculta pe Dumnezeu. Nu-L putem asculta pe Dumnezeu nici pe stadion, nici la mall. Avem nevoie de acea liniște, de acea tăcere, de acea singurătate. Deci singurătatea e de dorit, de foarte multe ori. Singurătatea e de dorit ca atunci pentru iubiți. Singurătatea e de dorit pentru cei care se consacră lui Dumnezeu, care intră în... Singurătatea e de dorit pentru familii. Pentru acea singurătate rodnică, când lași să se audă, care nu e goliciune, care devine sân. Acea singurătate care devine sân, precum Maria, acel sân rodnic, când lași să se picure sămânța de viață, să crească Dumnezeu în tine și spun, dar se vor întâmpla minuni. De aceea nu există o rețetă. Nu știu ce se întâmplă sau cum. Trebuie să se întâmple pentru toate situațiile pe care le avem atunci când e singurătatea soft, singurătatea mai
Și când e Mayday, Mayday, e cu cod roșu. Avem nevoie să realizăm că Dumnezeu dorește să-L apreciem atunci când vorbește inimii noastre, și atunci când nu vedem lumina, și atunci când nu vedem sensul. Îți mulțumim că ai ascultat podcastul Flux, o producție a Bisericii Via din Cluj-Napoca. Pe data viitoare!